Tempere, Econozii la Electric Castle. Soare, căldură, good vibe și multă lume interesantă pe aici. Sunt atât de multe activări încât nu știu în ce parte să o iau. Acolo se face yoga. Yoga. Am ajuns la plajă. Jur că n-am făcut nimic rău. Nu te las, ce faci? Bine, mă distrez aici cu prietenii mei. Care e cel mai electric element al festivalului? Muzica, evident, despre ce vorbim. Și care e artistul tău preferat din line-up? Artistul meu preferat? Grandmaster Flash a fost. A fost bine? Ieri, da, a fost super tare. Ei, o să stric ceva până la urmă, pot să mă bag în jocul? Bine. Stați așa. Ia, bă, da, bă, tu! Ce faci? Bine, uite. Ce m-am speriat! Să vedem ce îmi spune Baby Jesus. Domnul Dumnezeu? Doamna, stați puțin, avem o doamnă Dumnezeu. Nu o să mai plouă la electric. Veniți la electric de acum încolo, fără pelerină, pentru că nu o să mai plouă. Astăzi la Electric Castle avem parte de un jam session asigurat de cei de la Skate Shop-ul Uman. Ieri a fost marea finală Game of Skate. Te dăm dintr-o respirație ca să schimb starea. Adaptare! Stop 5! Următorul! Ciprian! Salutare, suntem la Freestyle Battle cu Afo și Gașca, asta mișto de MC. Ce faceți, băieți, mamă, cât sunteți? Stați așa. Apo, ce faci? Bună, suntem foarte bine, mulțumesc mult că ne-ai vizitat și tu. Ce se întâmplă, de fapt, aici? Păi suntem la Electric Castle, la Scena Shizzl și încercăm să aflăm cine e cel mai bun MC pe 2019 la freestyle. Încercăm să trecem de niște probe, încercăm să adunăm oameni, să se simtă bine, să creăm o energie pe care să o jonglăm și să ne jucăm cu ea cât să iasă o chestie memorabilă ca oamenii la anul când mai vin pe aici să-și aducă aminte că am pavat și noi cu niște rime pe loc zona asta. Care sunt elementele, nu știu, principale necesare unui MC? Cel puțin astăzi suntem undeva, căutăm BPM-ul pe care poate să stea MC-ul, căutăm flow-ul, căutăm content-ul, căutăm vibrația, căutăm lucru cu publicul. Energia a fost maximă, am văzut, lumea s-a strâns și cred că o să fie din ce în ce mai multă lume. Mișa, de unde pasiunea asta? Cum? Păi mă inspiră foarte tare tati și mereu m-a inspirat de la un an de când am aflat că el are o trupă și am și un vers. Cam pe la un an am aflat că tati are o formație și atunci m-am pus pe muzică și pe creație. Yo, asta înseamnă să fiu un MC atunci când le dai pe loc și nu-ți place să scrii. Mă vezi peste tot și știi că suntem cei mai bazați la Electric Castle. Ne bazăm pe sunet, oricând, oricum, oriunde. Asta înseamnă un MC pe bune. Un MC inteligent, mâncă nu supă alfabet și dă rime pe la UTV, dar de la A la Z. Trebuie să ai perseverență și antrenament și să fii puțin mai inteligent dacă te duci acolo și dai după caiet. Ce înseamnă să fii MC? Să demonstrezi cumva că ești papăr la toți acei wannabe, da. Nu contează că nu o dau acum cu hate, pun la urmă, frate, pot să vin, zic direct, mate, yeah. Ce înseamnă arta de a fi MC? Să scrii poeziile încă din zori de zi, să faci asta pe file chiar și pentru copii. MC este foarte deștept, o dă din intelect, dă din suflet. Din suflet, un MC trebuie să fie cam deștept. Trebuie să știi să te relaxezi. Haide acum cu frații mei chinezi. Fratele chinez îți spune că unui MC nu-i arde de glume decât când e pe bune. Trebuie să fii perseverent, totdeauna pe vers și mereu atent. Acostez chiar aici la buză de scenă. Mi se zice, mi-l te leagă, te pun în temă. Suntem aici pentru lumea din copilărie. Toți MC-ii mei faceți multă gălăgie.
Big up, big up, big up, big up. Ce ți-ai zice a patra zi? Măi, a fost obositor, dar a fost bine. Ne-am distrat, am făcut chestii noi și chestii vechi și ne place. Adică un revelion așa mai mare, ca să zic așa, și toată lumea este super încântată să fie aici. E cald, bine, n-a plouat, ceea ce iar e foarte super. Mai descrie electric în trei cuvinte. I love it. Un conformist, oameni fain. Și atunci sunt trei, oameni fain. Oameni fain, gata, da. Mișto rău de tot, patru. Mișto rău de tot. Electric în trei cuvinte. Foarte, foarte tare. Energie, euforie, chill. Ce înseamnă pentru tine electric? Conexiune cu toți. Ai un artist preferat din line-up? Da, Sub Carpați, îmi placă. Am făcut aseară un show de zile mari, ca de obicei, de altfel, și cred că momentul meu preferat din tot concertul a fost când au urcat surorile Osean pe scenă. Cum te-ai gândit, cum le-ai găsit, cum a fost colaborarea? Ideea că noi le semplam de mult. De când am început Sub Carpați, tot semplam, fiindcă am găsit foarte multă armonie exact pe gustul nostru, în creația lor, și ele au auzit de noi. Între timp, nu vine să crede că știu de noi, de numele nostru. Și iată că am ajuns într-un final să ne unim, să colaborăm și să iasă ceva foarte mișto. A fost momentul concertului pentru noi, apariția cu Mișa și cu Solo Oceano. A fost extraordinar de bine, ne bucurăm de oră, a fost o oră foarte bună, un slot foarte bun. Mulțumesc organizării pentru încredere. Spuneai aseară că cumva, cuvântul seriei este sprijin și cumva poate posibilul titlu al următorului album. Yeah. De ce ai ales acest cuvânt? Fiindcă așa ne regăsim. În etapa în care suntem acum ca români, sprijin este cuvântul în care ne regăsim foarte bine. Tu ai trăit și la bunici, la țară. Ți se trage cumva de acolo inspirația pe care o pui în muzică astăzi? Da, desigur, desigur. Cred că puteam să stau și la oraș. Tot mi se ducea sufletelul spre folclor românesc. Este foarte frumos, adică nu am fost influențat mecanic de Copchil, cum ar veni, de muzica de ți-a pus-o bunică ta în capul moale, așa, ușor. Nu, pur și simplu, e un creier care la 20 de ani a ales unde să se oprească. E păcat să nu ne inspirăm din folclor românesc, e un capital estetic teribil de mare. Dacă ar fi să descrii trupa Sub Carpați printr-un vers din piesele voastre, care ar fi acela? Ei, folclor e oxigen pentru un popor asmatic, dă-i foale, balada românului, sunt mai multe cuvinte, sau propoziții sau fraze. Îți mulțumesc tare mult și să știți că voi, trupa Sub Carpați, sunteți cei care mă face să lăcrimez la fiecare concert. Mulțumesc din tot sufletul și că faceți ceea ce faceți. Până la stele, până la lună și înapoi, puneam 2000 de kilometri. Gândește-te la noi, pune un gând bun, pune un gând bun. The last show for the summer for us, so we're all like excited to like go home, but also to like end it on a high, you know, like go out in style. But we did play like 3 years ago, so we've been here before, so and we know a little bit what it's about, so we're looking forward to it. Could you tell me three things that you have with you on tour? Always like I have a Nintendo Switch. Okay. To pass the time. Just like books, we bring a lot of books on tour. It's just stuff to really like pass the time between the shows.
and yeah, a lot of clothes. What's your advice for a young musician? Don't be discouraged by anyone. Asta e frumoasă, băcavată, n-alțeala. Oricum puțină dramă, nu What up, ziua 5, Electric Castle, lângă mine Macana, ok, yo, ce faci? Bine, bine, stai aici, țin nivelul ridicat, da. Țin oamenii interesați, le dau energie. Ai avut aseară un show de zile mari, mi s-a făcut pielea de găină, ați rupt scena. Cum faci schimbul ăsta de energie cu oamenii? Asta e cel mai important, de fapt, că tu, păi, distrezi, multă lume uită că e în domeniul ăsta ca să distreze oamenii. După aia că ești tu așa mai poet, mai filozof, mai singuratic și scrii despre alte chestii. Dar în principiu trebuie să distrezi oamenii să uite de probleme. Și eu intru direct în contact cu ei, vin direct, mă urc călare pe ei. E mai important să vorbești cu oamenii decât să știi versurile la piesă. Adică sunt unele melodii, nici nu le mai ții minte. Dar conexiunea cu oamenii, vorbesc cu ei și vedem noi următoarea piesă. Dacă ar fi să te descrii printr-un vers de al tău, dintr-o piesă, care ar fi acela? Eu sunt Macanache, eu sunt interzis. Cumva, dacă nu știai să nu zici că nu ți-am zis, cam aia e. Sunt destul rapperi care sunt la început de drum acum și nu știu cum să o ia. Ce sfat le-ai dat tu? Să scrie mai mult de o melodie, să înregistreze mai mult de o melodie. Fă vreo 50-100 de piese și după aia vorbim. Trebuie să muncești mult și la un moment dat munca ta o să dea roade. E atât de simplu. Revenind la electric, care ți se pare cel mai electric element al festivalului? Oamenii. Și acum să terminăm, să-ți dau să-mi faci un vers UTV Electric Macanache pe zonă. Am venit și aici la Electric, numele ar super eclectic. Dacă UTV pe zonă, rimele sunt baritonă, ci chereau. Am ieșit, pam, pam, pam. Ce chereau, eu sunt Macanache și vă uitați la UTV, pam, pam. Yep, 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 ziua 5 Electric Castle, de fapt ultima zi de distracție, doamne, cât de mișto a fost. Sunt obosită, dar nu vedeți asta pentru că nu vreau să vă arăt asta, dar am petrecut și eu mult în fiecare seară pentru că vibe-ul este extraordinar. Lumea este foarte, foarte multă, aseară au cântat Sub Carpații. Cred că până aici a fost lumea, adică atât de multă lume, cred că este cel mai aglomerat an la Electric Castle și asta este foarte bine. Vorbeam și cu Mickey mai devreme, avem o vârstă, eu sunt mai mic ai, dar ne bucurăm că după atâția ani încă ne place și ne place cam mult să facem ceea ce facem. Sper să, ca mulți colegi din breasa noastră, sper să nu fac un pleonasm, mulți colegi să simtă și asta, știi, adică toate că văd oameni la 22 de 23 de ani care rămân fără benzină, le urez cumva să-și cultive și să învețe cum să-și conserve energia creativă peste ani și să nu-și dea suflu creativ ăla de specific de 17 ani în 2-3 ani. Chiar voi spuneați într-un alt interviu că succesul a venit de pe urma faptului că voi nu v-ați propus încă de la început să aveți succes. Cum vă vedeați voi la început? Simțeați toată energia care urma să vină pe viitor? Never say never. Până la urmă, exact că nu ne-am propus să fim o trupă de succes, dar nici nu să ne ascultă o scară de bloc. Adică, până la urmă, de ce faci muzica, nu? Să ajungi la un festival, să mergi într-un club, lumea să-ți plătească un bilet. Noi trăim exclusiv din chestia asta. Nu e un, nu știu cum să zic, un hobby sau... Și atunci, normal că am mințit să spunem că nu ne dorim succesul, dar nu gândim piesele, băi, stai, uite, aici niște armonii din astea mai simple, că astea prin sigur și poate la un moment dat poate prind și un radio.
E adevărat, nu avem sceptrul ăsta al casei de discuri, cum era înainte, care casa de discuri trăgea, băi, face și voi o piesă mai, știi, comercială, mai, știi. Hai încă o dată, mai bag o fisă. Care este cel mai ciudat loc în care a scris o piesă? Sau v-a venit inspirația? Cel mai ciudat loc a fost pe un câmp, mai ales uitându-mă la stele, am zeama asta, cu stelele, sunt pasionat de astronomie, chestii de genul ăsta. La somn. De obicei se întâmplă când mă pun la somn și încep să mă relaxez de tot, încep să-mi vine ideile și am două opțiuni, ori să plec la un somn dulce sau să mă apuc să scriu. Am învățat de-a lungul anilor să mă trezesc și să seize the moment, care pe diem, să capture the moment, cum ar veni momentul. E păcat, mai ales că au ieșit multe piese pe care le știți și voi în momentele alea. Zic, eram undeva foarte departe, într-o barcă și nu dădeam la pește, dar brusc mi-a apărut o insulă de plastic și chiar era in the middle of nowhere. Și aia mi-a dat așa, eu nu știu, n-am avut nicio treabă cu zona asta de ecologie, de dacă n-am văzut chestia aia, țin minte și acum, uite, și acum mi se face părul de găină, am zis, băi, stai așa că e grav, adică dacă aici găsești așa ceva, repet, primul țărm, primul continent era la câteva mii de kilometri. Și aia a fost cu așa o chestie inodită. Un motiv. E o piesă de pe albumul nostru cel nou ieșit la sfârșitul anului trecut. Plastic, plastic, plastic. Ce sfat să dăm? Ce sfat să dăm noi unui tânăr muzician sau unui om care se apucă acum de muzică? Cred că am dat indirect mai devreme spunând că sperăm ca oamenii să-și păstreze la o vârstă fragedă de energia creativă, exact cum ne ține și noi la vârsta asta și și plăcerea. Am și un vers, după 30, tind să te cimentezi. E o luptă constantă ca să te reinventezi. Ăsta e mesajul, ai grijă că până la 30 de ani să-ți faci temele, complet. După aia riști foarte mult. Hai să mai vedem ce mai face lumea în ultima zi, dacă e obosită, și care a fost cel mai tare moment al celor 4 zile, pentru că ziua a 5-a continuă. Ai petrecut mult, nu? Da. Care a fost cel mai tare moment de până acum la Electric aici? Concertul primit de Horizon. Mie mi-a plăcut cel mai mult la Florence. Mm-hmm. Care a fost momentul tău preferat? Și te las, hai. Când ai venit tu aici? Cum e ultima zi la Electric? Suntem obosiți, dar recapătăm energie. Bring me the horizon. Uite, mamă, zici că am o coroană. Ce înseamnă pentru tine Electric asta? Știi că nu știi ce să zici, pentru că e cel mai tare lucru pe care l-aștepți un an de zile sau nu știu. Da, cam așa e. În câteva momente o să urce pe scenă la main stage, chiar în spatele meu, 30 seconds to Mars! My brother and I both agree. Two things. Number one, we have to apologize because we haven't come to your country enough and we're gonna change that. We're gonna come back. All right, what do we got? What's your name? And where do you live? Fresh. Fresh? Okay. This is a photographer. You wanna take a picture of everybody? Look at this super awesome pelican. She's riding the pelican. How come somebody should get on top of the lobster, man? What's the problem? And over here as well, take a ride.
clear that the inevitable end was near. Laid out so far apart, got back up again, sing. Care a fost cel mai tare moment de la electric? Cred că ăsta. Ăsta? Da. Ce faceți? După Jared Leto. Cum e după Jared Leto? Prietenul meu. Cum e după Jared Leto? Prietenul meu a fost pe scenă. Ai fost pe scenă? Da, am fost și am cântat Closer to the Edge împreună cu formația. A fost extraordinar, sentiment fai. Mamă, cum a fost să fii atât de aproape de Jared? A fost un vis devenit realitate. Next time, be here. Jared! Am fost pe scenă cu 30 seconds to Mars. Sunt invidioasă. Nu mai simți pe om, adică, nu știu, atât de aproape. Păi, e foarte. Am stat mai aproape de Shannon, că am fost neabogat acolo lângă Tobe, dar a fost foarte, foarte fain. Muși din tine. Da, Jared Leto. Aveți un minut să vorbim despre domnul nostru Jared Leto, cum s-ar spune. L-am atins pe Jared Leto, m-am suit pe scenă și am pus așa un apel cât să nu zică că l-a apuc, gen, a văzut, am făcut așa. Stai puțin, te ating și eu acum. Okay. L-am atins pe Jared Leto. L-am atins pe Jared Leto. Jared Leto peste tot. Guys, Electric Castle 2019 se încheie astăzi aici, în cea de-a 5-a zi. A fost formidabil, cea mai tare experiență, muzica bună, oameni mișto, vibe cel mai bun, concerte nu mai zic. Și da, trebuie să veniți, nu ratați următoarele ediții, pentru că cu siguranță o să fie mult, mult, mult mai tare, din ce în ce mai tare, cum o s-a întâmplat și anul acesta. Sunt Andreea Din, sunteți și mai pupați, mulțumesc că a stat cu mine 5 zile, sper că v-ați distrat și că ați înțeles de fapt ce înseamnă Electric Castle. Bye-bye, it's all about you! Știi că nu știi ce să zici, pentru că e cel mai tare lucru pe care le aștepți un an de zile sau nu știu. Da, cam așa e. Haidați! Haide! Este un must do! Meet me at the castle la nu. Băi, veniți mă nene la Electric Castle, nu mai fiți neelectrizați. Next time, be here. To see if I still bleed. Yeah. And nothing hurts anymore, I feel kind of free.